Iohannis acum poate să facă orice nominalizare. Da, inclusiv de la un guvern, mi-a uitat cu asta. De la DMR. Da? Dar ăsta nu mai e valabil, da? Și eu am zis ca pâită să-l pună pe Băsescu, că și-o și-au vrut să-l pentru. Eu vreau să-l pună pe Macovei. La Oha! Eu nu-ți fac nici Băsescu, nici Iohan. Poate pe oricine, mă, poate pe tine, poate pe tine, pe mine. Pe oricine la acest. Și pe mine, dacă mă pune pe mine prim-ministru, mă accept, că fiindcă dacă nu te dizolvă, vă fac oameni. Aia, dizolarea parlamentului, crede-mă, că atunci se scapă de nodul ăla preferit. Eu pe USR, dar o să chiar dacă mai apare. Nu, dacă ar trebui, ar trebui. Să zic, să zic. Să zic, să zic. Să zic, să zic. Să Apară lege acolo ca de cap. Nu, cred că a fost Spania. Nu avem. 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 Nu avem.
Nu bine, hai că ne vedem. Zilele astea. Ah!
mașina mă lasă aici. Da, dar ce folos pentru atât să aducăm dată m-am piat. Bine, bine, nu stăm în piață. Nu ne depasăm așa. Și cu autorizația e așa, dar deocamdată... Eu așa aș fi de părere. Mama! Afară! Afară! Peste medicare! Afară! Afară! Peste medicare! Afară! Afară! Thank you.
Rošije! PSD! Čuva Rošije! PSD! Čuva Rošije! Repetenți infractori, nu vă vrem conducători! Repetenți infractori, nu vă vrem conducători!
Da. Ar trebui... Și asta, dar s-a înțeles, eu și înțeleg că oameni, adică mă enervez să trec de aici și nu să uită la ani, știi? Dar ce să fac? PSD, ciumă roșie! 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 Okay.
Uniți, salvăm toată România! Uniți, salvăm toată România! Thank you.
atât mult de dur. Ale, 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 Liviu Dragnea, să ajungi îmbrăcat în multe luni. Ale, 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 Liviu Dragnea, să ajungi îmbrăcat în multe luni. Come on.
lașa urmă. Dacă merge pomă, nu te lașa urmă. Dacă merge lașa, nu te lașa urmă. Ce pauză? Haide să intrăm și noi. Asta cu PSD din țară, afară, afară, 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 cu PSD din țară, afară, afară. De malformarea legilor justiției și de felul irresponsabil în care coaliția PSD și ALDE înțelege să scoată de fapt România în afara cadrului european. Asta e inacceptabil și nenegociabil pentru noi. Nu vom înceta protestele până când această deturnare a destinului european al României nu este oprită. Săptămâna viitoare începe cu un moment important. Vă referiți la deplasarea la Bruxelles a comunității, vă vedem din Sibiu. Da, vom merge acolo la expoziția organizată de două grupuri ale parlamentarilor europeni despre revoltele din România și vom încerca să ducem același mesaj pe care încercăm să-l transmitem în fața sediului PSD de 47 de zile, anume că îi vedem pe parlamentarii români cum malformează aceste legi, cum încearcă să pună justiția sub control politic, cum încearcă practic să decriminalizeze infracțiunile de corupție, iar acest lucru nu este în acord cu setul de valori europene pe care le-am asumat atunci când am semnat tratatul de aderare. Asta vrem să spunem la Bruxelles, că România deraiază, se transformă într-un stat iliberal și non-european și avem nevoie de ajutorul instituțiilor europene pentru a o pune la loc între statele europene unde este loc. Radu Vanche. Cu drag. Hai să ne vedem.
parte de aia. Yeah.
cu PSD din țară! Afară! Afară! Cu PSD din țară! Oh!
soluție, încă o revoluție. Anticipate, 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 anticipate. Hoții, 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 PSD, ciuma roșie, 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 PSD. pentru noi, ești un hoț și un gunoi. Liviu Dragnea, pentru noi, ești un hoț și un gunoi. Liviu Dragnea, pentru noi, ești un hoț și un gunoi. Aia ziceam, nu? Nu, 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 nu. Stai liniștit. Eu sunt liniștit. Ai înțeles exact ce trebuie. PSD, Jumăroșie, PSD, Jumăroșie, PSD, Jumăroșie. Ale, 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 Liviu Dragnea, pentru noi, ești un hoț și un gunoi. Ale, ale, ale,
Partid de partid. Hoții! 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 Păi și aici, au pus mâna pe toate spațiile bune. PSD! Ciuma roșie! 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 În casă. Dacă vă pasă, nu stați 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 în casă. Dacă vă pasă,
PSD! Care-i problema? General! General! Afară! Afară! Cu PSD din țară! Afară! Afară! Cu PSD din țară! Să fac un alt. Câteva cuvinte despre protecționismul. Putem spune că e orientat împotriva neconstituționalității guvernului Dăncilă. Dacă ne uităm în Constituție, aflăm că în termen de 10 zile trebuie să-ți prezinte programul de guvernare și lista cabinetului.